făceau trafic de stupefiante. Unii sunt studenți la medicină în București. Pocmatia? DJ. De ce te afli în această seară aici? Pentru că am fost găsit cu cocaina pe sfârșit. Asta trece de tinere. O supraveghează? Da. Sicilianul Luca Rosario Internulo este unul dintre cei mai populari DJ din România. Italianul de 35 de ani a călcat pe deck chiar în seara din 1 mai. Polițiștii l-au prins cu cocaină la el. De unde ai cocaina cu care ai fost găsit asupra ta? Din București. De la cine? De la un italian. Internulo este la prima abatere, spun oamenii legii. Aspect care nu îl scutește însă de un dosar penal pentru posesie de droguri în vederea consumului. DJ-ul riscă să fie închis pentru următorii 5 ani. Tot de 1 mai, polițiștii l-au reținut și pe Cătălin Mironeața, cunoscut drept DJ Ball, în rândul celor care frecventează cluburile din capitală și din Iași. Tânărul l-a picat în capcana întinsă de oamenii legii și a vândut hașiș unor agenți sub acoperire. Pentru ce te afli în seara asta aici? Pentru trafic de droguri. Ce fel de droguri? Anchetatorii spun că mulți DJ obișnuiesc să consume stupefiante înainte de a trece la platane. Le este greu să-i prindă în fapt, însă mult mai ușor i-au reținut pe petrecăreții venit la mare cu droguri asupra lor. Au fost în zonele aglomerate din ieșirea stațiunii Mamaia, în zona Beach Barurilor, cu program special de muzică house, locuri în care sunt frecventate de către acești dealeri de stupefiante. Captura nu a fost cine știe ce. Câteva zeci de grame de cocaină, cannabis, hașiș și pastile de ecstasy. Mai grav este că drogurile se aflau la numai puțin de 40 de tineri. 10 dintre ei studenți la medicină în capitală. În funcție de ce vor stabili anchetatorii, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de la 2 până la 15 ani. Mai multe firme conduse de